Un teren de peste 10 hectare aflat în centrul capitalei a devenit un adevărat focar de infecție. Locul unde autoritățile vor să ridice cartierul justiției este plin de gunoaie, de la resturi menajere și plastice la deșeuri provenite din demolări. Pe lângă acestea trec zilnic mii de oameni. Terenul din imagini se află în centrul capitalei, este în proprietatea statului și are o suprafață de peste 10 hectare. Niciodată autoritățile locale n-au venit aici pentru a-l igieniza sau pentru a îngriji vegetația. Acesta este și motivul pentru care a ajuns o adevărată groapă de gunoi și un focar de infecție. Aici pot fi văzute de la deșeuri provenite din demolări până la resturi menajere și plastice. Peste drum de acest peisaj dezolant se află instituții importante ale statului, precum Tribunalul București, Biblioteca Națională, Ministerul Culturii și, nu în ultimul rând, sediul Gărzii Naționale de Mediu. Deși bucureștenii ar fi vrut un parc, aici ar urma să fie construit cartierul justiției, în care să-și aibă sediul mai multe instituții, precum instanțe judecătorești sau parchete. Toți cetățenii capitale și-au exprimat dorința ca terenul respectiv să devină un parc. Pentru că în zona respectivă nu prea avem un parc, decât parcul, un mic parc, Parcul Unirii, și atunci era foarte binevenit pentru dezvoltările urbane. O zonă ultracentrală a municipiului București, un pericol de îmbolnăvire, un pericol chiar și pentru mediu. Până la urmă a devenit un gen de groapă de gunoi acest teren pe care ar fi trebuit să dezvolte, m-am spus, cartierul justiției. Din tot terenul, care are o suprafață totală de 107.000 de metri pătrați, primăria București deține 4,3%, iar restul aparține statului român prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, dar și unor proprietari privați care și-au obținut partea prin retrocedare.